În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Prea cucernici părinți, iubiți frați și surori, pentru Domnul Hristos s-a înălțat. Este zi de har și zi de bucurie, căci ne aflăm în inima unui praznic mare, praznicul înălțării Domnului, care e o taină care desparte până la urmă cele mai mari taine pe care le cunoaștem noi ca și creștini. Învierea Domnului, care este taina credinței noastre, și pogorârea Duhului Sfânt, care ne dă viață și ne dă putere să trăim în lumea aceasta pe care Evanghelia de la Ioan ne spune prin cuvintele Mântuitorului că este vădită de păcat, este devădită și de dreptate și este cea care o descoperă pe Domnul Hristos, care este viață și ne dă nouă viață. Tocmai asta am auzit în Evanghelie. Eu sunt viu și voi sunteți vii. În unele traduceri se spune ceea ce v-am zis mai înainte. Eu sunt viață și vă dau vouă viață. Asta este taina cea mare, că Dumnezeu nu ne lasă orfani și Dumnezeu vrea ca viața Lui să dăinuiască veșnic în noi, ca El niciodată să nu se desparte de noi. Și iată, între aceste două praznice, chiar dacă un pic mai târziu, spre secol 5, secol 6, Biserica pune în față taina aceasta înălțării. Mai înainte, acest praznic era legat de pogorârea Duhului Sfânt de cauza că este o adevărată epicleză. Ce înseamnă epicleză? Ți-a auzit noi la Sfânta Liturghie tot timpul chemăm pe Duhul Sfânt să se pogoare peste Sfintele Daruri, peste cinstitele daruri care se sfințesc și devin trupul și sângele Mântuitorului. Și numim acest lucru epicleză, adică pogoirea Duhului Sfânt care sfințește devine pentru noi dătătoare de viață și preschimbă ceea ce aducem noi lui Dumnezeu, lucruri care sunt din lumea aceasta, pâine și vin, în lucruri care nu sunt din lumea aceasta, adică trup și sânge al lui Dumnezeu care se unește cu noi. Spuneam eu că acest praznic este o epicleză de cauza că în Evanghelia, care am auzit-o și ce bine ar fi să citim în această perioadă Evanghelia de la Ioan, care este inima Evangheliei Domnului Hristos, că este o singură Evanghelie care ne arată taina tainelor, ne arată taina întrupării, ne arată taina pătimirii, taina învierii, taina înălțării și taina pogorârii Duhului Sfânt. Și toate acestea, de ce? Ca Domnul să fie tot timpul cu noi. Dacă privim mai adânc acest praznic în care ne aflăm, ne dăm seama că Dumnezeu nu face altceva decât să unească firea Lui dumnezeiască cu firea noastră omenească pentru totdeauna. Vrea să fie cu noi și vrea noi să gustăm din viața Lui pentru totdeauna. Niciodată să nu mai gustăm moarte. De aceea se pogoară pe pământ, ia trup de om și după ce pocăiește în locul nostru tot păcatul pe care l-am făcut noi, pentru care nimeni n-a cerut iertare, trupul acesta înviat de Dumnezeu și de om, îl ridică la cer și îl așează în sânul Sfintei Treimi. Îl pune de-a dreapta lui Dumnezeu ca în Sfânta Treime să fie și un om. Sfânta Treime a fost doar Dumnezeu și de la acest praznic în Sfânta Treime mai este și un Dumnezeu. Mai este și un Dumnezeu și prin acest Dumnezeu, care este Mântuitorul nostru, Iisus Hristos,
Și noi suntem lângă Domnul, lângă Dumnezeu Tatăl. Domnul niciodată nu s-a separat de Sfânta Treime. Tot timpul a fost acolo. Și Duhul Sfânt, chiar dacă este cu noi și l-așteptăm atât de mult, aceste 10 zile care le trăim deja din plin, 9 zile în care Domnul se urcă la cer și este întâmpânat de fiecare dată de una în cele 9 cete îngerești, ca în a 10-a zi să stea de-a dreapta Tatălui și de acolo să vină nouă în dar, cel mai mare dar. Vine Sfântul Duh. Dumnezeu Tatăl ne s-a descoperit pe Mântuitorul Hristos, iar cu urcarea Mântuitorului Hristos la cer ne se descoperă Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ca să-L vedem viu în inimile noastre. L-am văzut pe Domnul cu ochii trupului și îl vedem de fiecare dată când venim la biserică și când privim în icoana Mântuitorului Hristos, dar este o taină mai ascunsă. Dumnezeu vrea să fie pretutindenea, mereu, nu doar atunci când îl privim. Vrea să facă parte existențială din firea noastră, ontologic, să nu se desparte niciodată de noi. Și de aceea, harul mucenicilor care l-au mărturisit, atât de grăitor a fost, atât de puternic a fost. Și astăzi îl prăznuim pe un mare mucenic care este ocrotitorul acestei parohii, Iuliu Veteranu. Iuliu Veteranu, care slujise 20 de ani în armata romană și în clipa în care se pornește una din cele mai mari prigoane pe care le-a cunoscut creștinismul vreodată, pe timpul lui Dioclețian, mărturisește credința în anul 298, unde la Durostorum, de unde mai avem un alt sfânt, a cărui moaște se află aici în Italia, Dasie, și el ostaș, și el mărturisitor al lui Hristos. Ostaș în armata lumească, care devin ostași adevărați până la urmă în ceata mărturisitorilor, ceata ostașilor lui Hristos. Și ei sunt cei la început atât de puternic au gustat Sfinții din harul lui Dumnezeu. Noi în ziua de astăzi am slăbit foarte mult în credință. Gustăm, dar gustând tot ne întoarcem la ale noastre. Tot ne întoarcem la căderile noastre, la neputințele noastre, la durerile noastre din interior. Ne întoarcem spre noi înșine și nu reușim să lăsăm lumina harului și lumina dumnezeirii să strălucească mai adânc în inimile noastre. Nu reușim să depășim această stare. Și atunci, cum facem? Ce trebuie să facem? Păi trebuie să facem ceea ce au făcut Sfinții. Sau măcar să ne hrănim din ceea ce au făcut Sfinții. Să reușim să le aducem până la urmă în față rugăciunea noastră smerită, pe locul chiar sărăcăcioasă. Și să-i rugăm să ne dea și nouă puțin din viața din care au gustat ei. Căci biserica, iubiți frați și surori creștine, nu poate să fie decât vie. Biserica Duhului Sfânt este o biserică vie. Că asta e mesajul pe care ne-l transmite Evanghelia de astăzi. Asta este capitolul 14 de la Ioan, pe care tocmai l-am auzit în parte. Că eu sunt viu și voi sunteți vii. Eu sunt viața și voi veți avea viață. Eu sunt viață și voi gustați din viața mea. Și atât timp cât gustați din viața mea, niciodată nu veți muri. Niciodată nu murim. Chiar dacă îmbătrânim cu trupul și e și firesc să se întâmple lucrul acesta. Dar e o bucurie că îmbătrânind cu trupul și încărunțind și având totuși o față cât mai senină, nu vrea să zic altceva decât faptul că ne apropiem de Domnul. Nu trebuie să ne fie frică așa de tare că trecem dincolo, că ne apropiem de întâlnirea întâlnirilor și ne apropiem până la urmă de momentul cel mai important din viața noastră, să gustăm din viață. Dar până a ajunge la acel moment, Domnul descoperă o taină. Noi cumva am văzut-o așa prin viața mucenicilor și a mărturisitorilor că
n-aș putea să omit faptul că astăzi îl mai prăznuim și pe un alt mărturisitor, care e Sfântul Ioan Rusu din Ieve, atât iubit de greci, cu toate că el este prizonier de război în urma conflictului, războiului ruso-turc de la sfârșit de secol XVIII, așa e, și ajunge până la urmă în Capadocia, unde era o puternică comunitate grecească, dar robit în casa unui turc musulman, care ajunge să se îmbogățească și ajunge să aibă averi multe și să sporească în viață prin rugăciunea acestui soldat mărturisitor care nu renunță la credința sa și tot restul vieții sale trăiește într-un grajd. Din grajdul acela curge, se revarsă lumină și viață. Iată, învățăm că sfințenia este dătătoare de viață. Și noi, dacă ne sfințim viața noastră, ajungem să devenim, până la urmă, pentru cei din jurul nostru, dătători de viață. Le dăm curaj să trăiască, le dăm curaj să meargă înainte, le dăm putere să-și depășească tristețea vieții, neputințe, necazuri, durerile. Le dăm putere să devină și ei purtători de har și purtători de Dumnezeu. Că Duhul Sfânt, Dumnezeu Duhul Sfânt, este Cel pe care îl așteptăm atât de mult să vină și să pogoare peste noi. Și ne mai desparte o săptămână, atât mai avem, ca să ne bucurăm de pogorârea Duhului Sfânt. Și acolo se naște, acolo se naște biserica, în această întâlnire tainică între omul care îl vede și îl cunoaște pe Dumnezeu Fiul, prin Dumnezeu Fiul cunoaște pe Dumnezeu Tatăl, și la întâlnirea cu Dumnezeu Duhul Sfânt se naște biserica. Acolo este plinătatea. Dar plinătatea de ce, spun eu? Din cauza că, cunoscându-L pe Duhul Sfânt, gustând din Duhul Sfânt, facem și noi parte din Sfânta Treime. Suntem și noi acolo. Spuneam că sfinții atât de nerăbdători au fost, noi suntem mult mai răbdători, nu ne grăbim prea tare să ne despărțim de lumea aceasta, încât își doreau cu nerăbdare să se poată să mărturisească. Nu puneau preț pe lumea de aici. Vreau cât mai repede să fie cu Domnul, să se unească cu Domnul, să fie cu Domnul în vecie. Noi preferăm mai mult comoditatea lumii acestea și dacă aici este totul bine, Doamne, rămâi cu noi, că dincolo nu știm prea bine cum ne vom întâlni cu Tine, cât de bine ne va fi, dar uite aici se pare că este destul de bine, așa că dacă ar putea să fie și mai bine, n-ar strica, Doamne. Arată slăbiciunea credinței noastre, că până la urmă acel Maranata care se termină Sfânta Scriptură, Biblia, Cartea Apocalipsei, Doamne, vino, vino cât mai repede. Nu mai avem răbdare. Vino cât mai repede. Arată, până la urmă, Duhul lui Dumnezeu, care nerăbdător fiind, îl trimite pe Fiul ca să mântuiască lumea. Și în această nerăbdare, 30 de ani așteaptă, 3 ani propovăduiește, vindecă, face minuni și în 3 zile, de la răstignire și până la înviere, mântuiește lumea ca în alte 40 să se înalțe. Dar această perioadă a însemnat școala bisericii, că în aceste 40 de zile de care ne-am despărțit, le-am încheiat, dar suntem în inima praznicului, a însemnat și pentru noi toți școala învierii, școala bisericii. Acolo Domnul i-a învățat, acolo Domnul le-a deschis ochii, acolo Domnul le-a tălcuit scripturile, acolo Domnul le-a descoperit prorociile, acolo Domnul le-a arătat până la urmă și i-a învățat cum să devină misionari desăvârșiți. Și prin taina aceasta ne-a hrănit și noi toți ca la sfârșit. Să nu mai punem întrebarea care au pus-o apostolii chiar înainte ca Domnul să se înalțe acolo pe muntele măslinilor. Doamne, oare aceasta e vremea în care ai venit să ne aduci nouă împărăția aceasta pe lumea aceasta, să stăm și noi bine? Și Domnul zice, nu este a vostru a ști vremea, nici timpul.
Din ce cauză? Din cauza că nu puteau să înțeleagă răspunsul la această întrebare decât prin prisma Duhului Sfânt, care să-i facă să înțeleagă că nu aici este împărăția, nu aici este menirea noastră, nu aici este destinul nostru, ci dincolo, cu Domnul, în veșnicie, căreia se cuvine slava, cinstea și închinăciunea în veci. Amin. Hristos a înălțat!